Compania Orange Moldova și Victoria Bank au susținut organizarea unui concert de caritate de excepție cu Geta Burlacu și formația Jazz Big Band din Tiraspol. Banii adunați din vânzarea biletelor, dar și donațiile făcute de spectatori în timpul concertului, vor fi oferiți copiilor defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, Fundația Orange a dat startul unei noi ediții a campaniei Și tu poți fi Moș Crăciun, ce are menirea să adune fonduri pentru familiile cu mulți copii din țară. Noi suntem foarte bucuroși să prezentăm acest concert de binefacere împreună cu Geta și Jazz Band, care organizăm deja al cincilea an consecutiv. Este o continuitate a campaniei de anul trecut. Împreună cu donațiile făcute de clienții noștri și Fundația Orange, noi am reușit să ajutăm 100 de familii cu mai mulți copii. Victoria Bank vă felicită cu prilejul sărbătorilor de iarnă și este bucuroasă că în acest an are onoarea de a fi partener al concertului din această seară. Împreună, înainte de sărbători, putem oferi copiilor dezavantajați căldură și fericire. Un concert extraordinar, plin de satisfacții pozitive, da. Emoții extraordinare. Sunt plin de emoții. Extraordinar. Geta e foarte, foarte, foarte super la nivel. Concertul a fost un scop nobil, cel de caritate. Cred că asta nu trebuie să uităm niciodată, ce mai nevoiaș ca noi. Trebuie să mai avem mai multe așa fel de evenimente ca să ajutăm și noi cât ce avem. Multă lume bună, cu energie și de aici, din scenă și din sală. Vreau să le mulțumesc tuturor, companiilor și Orange și Victoria Bank pentru ajutorul care l-au adus și copiilor care au nevoie și nouă cu să organizăm acest concert. Până pe 26 ianuarie 2013, toți clienții Orange Moldova vor avea posibilitatea să transmită SMS-uri la numărul scurt 7474. Fundația Orange va dubla suma adunată în campanie și o va acorda pentru susținerea mai multor familii cu mulți copii din țară.